O vită de aproximativ 500 de kilograme a fost atacată și ucisă de o haită de șacal din delta Dunării, între localitățile Cea Roseti și Periprava. Un localnic a filmat ce a mai rămas din carcasa animalului. Numărul șacalilor a crescut îngrijorător în ultimii ani. Oficial, sunt mai puțin de 3500, însă numărul ar fi mai mare. Animalele vânează păsări, miei sau pui de căprioară, dar intră și în gospodării când sunt înfometate. Anul acesta se va da liber la vânătoare de șacali în delta Dunării. Ministerul Mediului a aprobat cererile transmise de primării din numeroase localități, unde aceste animale au produs pagube însemnate în gospodării. 400 de exemplare vor fi vânate, iar unele vor ajunge pentru studiu la Institutul de Cercetare Delta Dunării din Tulcea, unde specialiștii vor să afle mai multe despre acest prădător.